Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, Hristos a înviat. Suntem la jumătățirea praznicului cincizecimii, adică la jumătatea zilelor care ne vestesc că se apropie deja pogorârea Duhului Sfânt. Țineți minte că Mântuitorul Hristos le spune ucenicilor să nu părăsească Ierusalimul și să aștepte pogorârea Duhului Sfânt. Se întâlnește cu ei, într-adevăr, în Galileea, dar tot la Ierusalim îi trimite spre mama Sionului, aceea despre care vorbeam în Psaltire acum câteva zile, pentru a aștepta pogorârea Duhului Sfânt, această încărcare de energie necreată a lumii, acest dar al prezenței persoanei a treia Sfintei Treimi pentru noi. Cuvântul din seara aceasta mă duce cu gândul și la o altă zi de 10 mai, aceea în care altă dată ne prăznuia monarhia, regalitatea. Până la urmă, darul lui Dumnezeu nu trece. Sunt multe lucruri care au trecut peste popor român, dar nu se stinge această așezare în mentalitatea monarhică a unui popor. Un popor care a fost condus vreodată de un uns al lui Dumnezeu, continuă să tindă către astfel de conducători unși de Dumnezeu. Fie le amintirea binecuvântată a regilor României și voievozilor noștri de odinioară și reginelor deopotrivă, pentru că într-un fel sau alții ne-au transformat într-o țară de basm, în care regii și reginele, trebuie să recunoaștem, ne-au făcut frumoși. Cuvântul de astăzi din Psaltire este din Psalmul 88, un psalm îndelung scris, cu multe versete. Țin să vă aduc înaintea ochilor doar câteva dintre ele. Că cine va fi asemenea Domnului în nor și cine se va asemăna cu Domnul într-o fiul lui Dumnezeu? Dumnezeul cel preaslăvit în sfatul sfinților, mare și înfricoșător, este peste cei din prejurul lui. Doamne Dumnezeul puterilor, cine este asemenea ție? Tare ești, Doamne, și adevărul tău împrejurul tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, tu o potolești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru, cu brațul puterii tale risipi pe vrăjmașii tăi. Ale tale sunt cerurile și al tău este pământul, lumea și plinirea ei, tu le-ai întemeiat. Un Dumnezeu prezent, un Dumnezeu care nu se retrage din lume să se ascundă undeva, într-un tur de fildeș, al fățărniciei de ființă divină, ci este ființa divină în mijlocul nostru. Taina aceasta a prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru ne este vădită în foarte mulți psalmi. Acesta asigur că excelează, este și foarte lung, nu avem mai puțin de 51 de versete. Finalul, în schimb, este deosebit de liniștitor. Adi-ți aminte, Doamne, de ocarea cu care m-au ocărât vrăjmașii tăi, cu care au ocărât pașii unsului tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin. Mâine este o nouă zi.